Oare ce a pățit planta mea? Aceasta este prima întrebare pe care involuntar ne-o adresăm atunci când vedem că una din plantele noastre nu o duce prea bine. Despre asta vom discuta astăzi și o să vă spun care sunt principalele aspecte pe care eu le iau în calcul atunci când o plantă pare că este nemulțumită, iar eu doresc să îndrept acest lucru. Prima și prima dată mă gândesc la udare, pentru că udarea necorespunzătoare este cel mai întâlnit motiv pentru care o plantă nu o duce prea bine. E important să aflăm care este metoda preferată de udare, specifică acelui tip de plantă, precum și nivelul preferat de umiditate din sol. Să observăm dacă am udat prea mult sau prea puțin, sau dacă solul s-a menținut prea mult timp ud sau prea mult timp uscat. Despre aceste semne, precum și despre modul în care se pot rezolva aceste probleme, am discutat detaliat într-un alt clip, al cărui link vi-l las în partea dreaptă a ecranului. Un alt aspect important și destul de des întâlnit îl reprezintă umiditatea din aer. Există un interval optim pentru fiecare tip de plantă. Unele plante preferă o umiditate mai ridicată a aerului, iar dacă acest aspect nu este îndeplinit, planta se manifestă prin uscarea vârfurilor frunzelor. Deși acesta nu este singurul motiv al vârfurilor uscate la plante, este totuși unul de luat în calcul. E indicat să măsurăm umiditatea din casă pentru a ști ce plante se potrivesc cel mai bine mediului de acasă. E adevărat că unele se pot adapta mai bine ca altele, însă nivelul de umiditate rămâne sus în lista dificultăților pentru care o plantă nu arată prea aspectuos. Un alt aspect pe care îl iau în calcul este temperatura. Pentru fiecare plantă există un interval de temperatură ideal. Poate fi o problemă sau nu dacă acesta este respectat. Și am spus sau nu pentru că asta depinde și de nivelul de adaptabilitate al plantei, precum și de timpul de expunere la alte temperaturi decât cele tolerate. Lumina. E musai să fie menționată. Există plante care preferă lumină mai multă, altele care tolerează lumina mai puțină, iar altele care nu pot avea o dezvoltare normală fără câteva sau mai multe raze de soare. Un mare iubitor de soare este musa tropicana, bananierul, care în ultimul timp este o plantă destul de des întâlnită și foarte iubită. Dacă nu are lumină suficientă, nu va dezvolta frunze mari și la fel de aspectoase. Sansevieria și Zizi Plant sunt cele mai întâlnite plante care tolerează lumina mai puțină și sunt ideale pentru spațiile mai puțin luminoase. Un alt aspect de luat în calcul este fertilizarea, atât lipsa ei, cât și fertilizarea în exces. O plantă slăbită lasă acest lucru să se vadă, astfel că există anumite semne care spun că planta are nevoie de nutrienți specifici. Pentru a evita deficiențele de acest fel, se recomandă aplicarea regulată a fertilizantului specific în perioada de creștere, și anume primăvară-vara, chiar și toamna în unele cazuri. Fertilizarea în exces, în schimb, poate arde rădăcinile plantelor, manifestându-se prin zone necrozate în interiorul frunzelor. Alte două aspecte importante țin de boli și de unători. Aceștia lasă semne pe frunze, tulpini sau deasupra pământului, precum și în interiorul său. Unele boli se dezvoltă și în urma unor probleme de îngrijire, de exemplu supraudarea, iar unii dăunători pot apărea din cauza unor condiții nefavorabile. De exemplu, spider mites apar atunci când umiditatea din aer este foarte scăzută. Tipul de pământ și dimensiunea ghiveciului sunt alte două aspecte importante. Este de preferabil ca planta să aibă tipul sau mixul de pământ specific, iar acesta să fie unul aerat. Pământul compactat dă mari bătăi de cap rădăcinilor și hidratării corespunzătoare a acestora. Ghiveciul e bine să aibă o dimensiune raportată la nivelul de rădăcini existente, adică nici să nu iasă rădăcinile pe afară, nici să nu fie prea mult pământ și prea puține rădăcini, pentru că asta poate duce la supraudare, unul din motivele îngălbenirii frunzelor. După ce iau în calcul toate aceste aspecte, mă gândesc că mai pot exista și alte motive. Personal, cauz specific pentru acel tip de plantă cu probleme, ce alte motive ar putea fi? De exemplu, la bonsai, frunzele cad și datorită schimbărilor de mediu. La spider plant, vârfurile se pot usca și din cauza calității apei, iar frunzele, în general, se pot arde de la soare.
Și poate că nu mereu le putem rezolva pe toate în timp util, mai ales dacă suntem la început, dar nu numai. Însă, personal, îmi place să aflu motivele, chiar și atunci când poate e prea târziu, pentru ca data viitoare să fiu mai pregătită din acest punct de vedere. Nu e musai să fie un singur motiv, pot fi mai multe, iar planta să se manifeste în timp, dar și schimbarea de mediu care aduce de la sine probleme plantelor. Sper ca informațiile să-ți fie de folos, nu uita să dai like acestui clip și să te abonezi. Până data viitoare, aplică dragoste plantelor tale!